Specialiștii din Sănătate Publică au constatat că zona afectată este reprezentată de mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, situate la granița cu județul Cluj, în care există comunități unde copiii nu figurează pe listele medicului de familie, ca urmare sunt nevaccinați. Pe toată perioada evoluției focarului, direcțiile de sănătate publică implicate au întreprins măsurile necesare pentru identificarea cazurilor, contactilor acestora și prevenirea îmbolnăvirilor. Astfel au fost organizate acțiuni de vaccinare cu vaccin ROR a copiilor incomplet vaccinați sau nevaccinați. Ministerul Sănătății reamintește importanța vaccinării ca cel mai important act de prevenție în apariția principalelor boli transmisibile. Ministerul Sănătății face apel la personalul medical implicat în procesul de vaccinare al copiilor de a intensifica acțiunile de vaccinare și de recuperare a copiilor nevaccinați. De asemenea, Ministerul Sănătății solicită părinților să nu refuze imunizarea și să se prezinte cu copiii pentru vaccinarea ROR. Rujeola este o boală infecțioasă extrem de contagioasă, caracterizată prin febră mare, tuse, secreții nazale și oculare și erupție cutanată. La primele simptome, părinții trebuie să se prezinte de urgență la medic cu copilul pentru izolarea acestuia, prescrierea tratamentului adecvat bolii și prevenirea complicațiilor acesteia, printre care otita medie, pneumonia, encefalita și decesul. Oreionul este o boală infecțioasă acută contagioasă produsă de un virus care determină inflamarea glandelor salivare, cea mai frecventă localizare este la nivelul parotidelor. Simptomele includ durerea în gât sau urechi, pierderea poftei de mâncare, febră moderată, tumefierea glandelor parotide. Rubeola este o boală infecțioasă acută eruptivă, în general benignă, când este contactată după naștere. Dacă boala survine în primul trimestru de sarcină, infecția fetală determină malformații congenitale ale fătului sau avort spontan. Singura modalitate de prevenire a acestor trei boli, rujeolă, oreion și rubeolă, este vaccinarea cu vaccinul ROR.